Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ioana Mârza și vă prezint jurnalul Știi TV. Primarul Dorin Florea are o strategie pentru a dezvolta infrastructura zonei limitrofe Târgu Mureșului pe bani europeni. Acesta are de gând să construiască o superstradă cu sprijinul edililor din zonă, superstradă care să se lege de coridorul 4 paneuropean. Primarul orașului va trimite scrisori edililor vecini cu noi pentru a le propune o colaborare în ceea ce presupune dezvoltarea infrastructurii din zonă pe bani europeni. Florea afirmă că se impune luarea unor decizii alternative la bâlbâielile guvernului. Ceea ce sunt îngrijorat este modul efectiv ciudat, curios și școlăresc. De-a dreptul școlăresc, improvizat, care se discută despre soarta autostrăzilor, autocinepice, mai importante proiecte de infrastructură. Și ați auzit acum, ieri ați văzut o hartă la televizor, alaltă, eu nu știu pe ce să mai cred. Primarul spune că planurile prezentate de ministrul Șova nu sunt coerente sau viabile. Poți să spui că este o bătaie de joc la adresa strategiilor unor localități, că autoritățile locale responsabile sunt lovite foarte dur de aceste improvizații. Florea are de gând să construiască din bani europeni o superstradă care să se lege de coridorul 4 paneuropean. O să găsesc soluția alternativă la aceste bâlbâieri și o să propun Consiliului Local de urgență întruniri și întâlniri, să discutăm împreună parteneriate pentru a compensa aceste mari erori. O să vorbesc cu Brașovul și cu Sibiu, o să vorbesc cu Bistrița și cu Harghita, o să discut cu Clujul și cu Alba, deci principalele județe din jurul nostru, și să încercăm să impunem strategii pe infrastructură regionale. Și dacă hotărăsc un parteneriat pe fonduri europene regionale, de o superstradă să mă leg de culoarul 4, deci nu să stau cu orașul blocat sau să nu-i ofer o variantă. Și atunci eu propun alternativ varianta superstrăzii. Măcar să mă leg de o bucățică de autostradă sau să mă leg de o bucățică de Bechtel sau să mă leg, eu știu, de aeroport. Ce se va face autostradă? Nu știu. Dar știu foarte clar că în momentul ăsta trebuie să-mi gândesc ca Târgu Mureșanu, mediul de afaceri, legăturile turistice, legăturile în general să le avem. Dan Șova, ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură, a declarat duminică la Iași că Moldova va fi legată de Transilvania prin autostrada Iași-Târgu Mureș și de centrul țării prin autostrada Bacău-Brașov. Ambele proiecte ar urma să înceapă cel mai probabil în 2015. O somație care să oprească retrocedările ilegale de terenuri agricole, păduri și pășuni, dar și a clădirilor din Ardeal, a fost întocmită de Uniunea Vatra Românească în colaborare cu alte asociații și uniuni din Transilvania. Aceștia s-au întâlnit în acest weekend la forumul Transilvania Furată, unde au vorbit despre situația retrocedărilor și stoparea vânzării de terenuri către străini. Nu ne vindem țara! N-am vândut-o, că dacă o vindeam cât de cât, aveam niște hârtii, 800 de dolari. Au furat-o. Au furat-o. Asociația pentru Composesoratul Nadoș, Uniunea Vatra Românească, Astra Despărțământul Central Județean Mureș, Asociația Patriotică Avramian cu filia la Mureș, Asociația Proprietarilor de Păduri și Pășuni, reprezentanții ai obștilor sătești din Valea Mare, Zădăreni, Târnova, Idicel Pădure, Vatra Dacei, Acțiunea 2012 și Asociația România Fără Ei s-au reunit în weekendul trecut într-o discuție pe tema Transilvania furată. Participanții au analizat situația terenurilor agricole, a pădurilor, pășunilor și clădirilor retrocedate în ultimii ani și s-a întocmit o hartă a Transilvaniei furate. Una dintre probleme pare a fi faptul că cei care revendică proprietăți sunt urmași ai persoanelor deja despăgubite pentru bunurile revendicate. În care am discutat două lucruri foarte importante legate de pericolul național, de pericolul care planează asupra României, legat de privatizări și legat de restituirile de proprietăți în Ardeal. În baza legilor de restituire, unele
făcute necorespunzător, altele interpretate greșit și care, desigur, devalizează patrimoniul național. Totodată, unele asociații și fundații și-au însușit denumirile vechi și au pretins în numele acestora retrocedări, chiar dacă nu aveau dreptul la ele. Gheorghe Funar a tras un semnal de alarmă privind dezmembrarea României ce ar fi programată pentru anul viitor. Acesta le cere românilor să iasă în stradă să protesteze în mod pașnic. Sub coordonarea guvernului de la Budapesta, UDMR-ul și bisericile ungurești și alte persoane juridice și fizice maghiare din Ardeal acționează diabolic împotriva statului român, împotriva integrității noastre teritoriale, și dacă românii nu se trezesc și, după opinia mea, nu ies în stradă în mod pașnic să protesteze în următoarele zile, săptămâni și cel târziu la începutul anului viitor, riscăm ca 1 decembrie 2013 să fie ultima noastră sărbătoare națională. De la anul este pusă la cale dezmembrarea teritorială a României și riscăm să trăim românii împrăștiați în câteva țări. La finalul întâlnirii a fost redactată o somație către autoritățile statului pentru stoparea de urgență a acțiunilor ilegale. Formul a luat act de intensificarea jafului național prin concesionarea și vânzarea către străini pe prețuri derizorii a pământului țării fără alte condiționări. Față de aceste situații, forumul solicită 1. Reanalizarea și revizuirea actelor normative în baza cărora s-au făcut retrocedările și anularea celora care dau posibilitatea jefuirii teritoriului național și retrocedarea doar a celor proprietăți ce au fost abuziv confiscate de regimul comunist. 2. Suspendarea tuturor proceselor aflate pe rol, precum și a tuturor actelor normative referitoare la retrocedări, până la revizuirea actelor normative. 3. Blocarea vânzării terenului către străini pentru apărarea integrității și suverenității României. Acțiunea privind restituirea și reconstituirea proprietăților prin mijloace frauduloase, urmând proceduri administrative și judiciare, primejduiesc integritatea și suveranitatea statului român, amanetează viitorul copiilor și urmașilor noștri. De asemenea, se cere stoparea vânzării terenurilor din România către străini. De situațiile puse în evidență, forumul somează autoritățile statului român să-și exercite atribuțiile primordiale de protejare a suveranității și integrității noastre naționale. În cazul în care Parlamentul, Guvernul și celelalte instituții ale statului nu vor ține seama de aceste solicitări, forumul își rezervă dreptul de a apela la toate formele de protest legale pentru a preîntâmpina și contracara orice acte de trădare națională. Primii brazi de Crăciun au apărut deja în piața cu zavodă. Până la sărbătorile de iarnă mai sunt 3 săptămâni, iar în acest timp Târgu Mureșenii au timp să cumpere brazi românești din piețele din oraș. Târgu Mureșenii își pot achiziționa începând de această săptămână brazi din piețele din oraș. Toate cele 5 mari piețe au spații amenajate pentru depozitarea acestora. Așteptăm cu mare încredere perioada următoare. Brazii în municipiul Târgu Mureș se vor vinde în toate cele 5 piețe mari agroalimentare. Avem autorizație de la Inspectoratul Silvic de la Brașov. Pentru împodobirea caselor de sărbători puteți alege între brazii naturali, artificiali sau brazii în ghiveci. Comercianții promit că prețurile vor rămâne la fel ca anul trecut. Din informațiile pe care noi le avem de la cei care vin cu braz, într-adevăr prețurile vor rămâne așa. Și îi așteptăm cu drag pe Târgu Mureșeni pentru că pot să-și procure un brad frumos din piețele din municipiul Târgu Mureș. Între timp, tot mai multe păduri din Germania și Anglia au brazi din sămânță recoltată de pe plantațiile românești. Kilogramul de semințe costă 80 de euro. Urmează știrile din sport. ASEA Târgu Mureș nu intră încă în vacanță. Deși sezonul de toamnă-iarnă s-a închis deja pentru Liga a doua la fotbal, ASEA joacă în această săptămână 3 jocuri amicale. Unul dintre acestea a fost disputat deja ieri împotriva celor de la Avântul Reghin. Partida s-a încheiat cu victoria reghinenilor, scor final 1-0. Liga a doua a tras deja cortina peste sezonul de toamnă-iarnă. ASEA continuă însă seria jocurilor, iar în această săptămână joacă 3 meciuri amicale cu principalul scop de a testa o serie de jucători care se află în vizorul conducerii tehnice. Primul joc a avut loc ieri în compania formației Avântul Reghin. Cu doar 3 jucători pe teren dintre cei care au evoluat în meciul cu Olimpia Satu Mare, Patriche, un minut, Miclea și Dan Quah, o repriză, ASEA a pierdut cu 1-0. Ioan Ovidiu Sabău a folosit în această partidă jucători care au prins destul de puține
minute în ultimele dispute din Liga a doua, tineri de la echipa secundă sau de juniori, dar și mai mulți fotbaliști aflați în probe. Din ultima categorie fac parte brazilienii Cremoneții, Jeff Henrique, Soares Valdomiro Amauri, Lucas Costa și portarul Feher de la FC Zagon. ASEA va mai întâlni în această săptămână pe Gloria Bistrița de două ori. Prima partidă va avea loc joi 5 decembrie de la ora 14 la Bistrița, iar sâmbătă 7 decembrie, tot de la ora 14, vor susține partida revanșă pe terenul Academiei de Sport. Iată și prognoza meteo. Acestea au fost știrile locale, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare. La revedere!